ziua. Vreau să mulțumesc colegilor din mass media pentru că au dat curs invitației noastre la acest eveniment în care noi vorbim despre reforma Restart și rezultatele acestei reforme. Și astăzi vom vorbi despre investițiile și măsurile pe care noi le facem în vederea consolidării sistemului de protecție a drepturilor copiilor din Republica Moldova. Noi la începutul acestui an cu toții am fost șocați de acel caz în care un copil a născut un alt copil. Și în esență acel caz a arătat cât de slab este sistemul din Republica Moldova și cât de vulnerabili sunt foarte mulți copii de la noi din țară. Așa. Eu vreau să amintesc că ultimele date pe care noi le avem cu privire la sărăcia în Republica Moldova arată că undeva 28% din copiii din Republica Moldova se află în sărăcie și aproximativ 40% din copiii din Moldova rurală sunt în sărăcie. Acestea sunt datele pentru 2022. Mai mult, datele noastre arată că intervențiile pe care noi le întreprindem reduc, în cel mai bun caz, sărăcia copiilor cu doar 5%. Și, de fapt, asta a fost și este miza reformei Restart. Noi nu putem să mai tolerăm o asemenea situație. Noi nu putem să întoarcem privirea în altă parte. Și am zis-o și atunci și acum o repetăm. Cea mai importantă cauză care de fapt a influențat situația de moment este că de cel mai multe ori colegii noștri din prima linie se pomenesc pe cont propriu. Și noi nu am făcut investițiile necesare în colegii noștri din prima linie. Ne referim la polițiști, la asistenții sociali, la profesori, la colegii noștri din sistemul de ocrotire a sănătății. Deci noi, la Chișinău, aprobăm legi, aprobăm programe, aprobăm hotărâri și colegii noștri din prima linie sunt puși în situația în care ei trebuie să le implementeze fără investiții, fără instrumente, fără resurse adiționale. Și noi am spus atunci foarte clar că o asemenea abordare este o abordare lașă. O abordare care, de fapt, neagă realitatea din Republica Moldova. Și noi nu vrem să pretindem că muncim în interesul copiilor fără a avea acele investiții de care colegii noștri au nevoie. De aceea, astăzi am vrut să vă prezentăm câteva rezultate, primele rezultate în cadrul reformei Restart, care se referă la sistemul de protecție a copilului din Republica Moldova. Deci, în primul rând, începând cu luna aprilie, vom tripla numărul de specialiști în domeniul protecției copilului din Republica Moldova. La moment, în prima linie, avem 46 de colegi, 46 de specialiști în domeniul protecției copiilor. În luna aprilie noi vom angaja, împreună cu colegii noștri de la UNICEF, încă 150 de specialiști. Deci vom tripla numărul de specialiști în domeniul protecției copiilor. Noi estimăm ca cel puțin, ca să putem să oferim un nivel adecvat de suport și protecție, noi trebuie să ajungem la cel puțin 300 de specialiști la nivel de... La nivel de țară. Deci, asta este primul pas pe care... Primul pas pe care îl facem, dar urmează să mai angajăm ca să ne asigurăm că avem cel puțin 300 de specialiști în domeniul protecției copiilor la nivel de țară. Un alt element foarte important este că noi,
Noi, la sfârșitul anului 2023, avem aproximativ 20.000 de copii în situații de risc. Noi nu cunoaștem care este progresul pe care îl are sistemul de protecție a copilului în Republica Moldova în raport cu acești copii. De aceea, în acest an, noi vom avea un sistem informațional de management de caz în care toți copiii care se află în situații de risc, în situații dificile, va fi instituit managementul de caz prin intermediul acestui sistem informațional. Și asta înseamnă că pentru fiecare copil noi vom avea o analiză detaliată, comprehensivă a nevoilor, a cauzelor pentru care acest copil se află în situații dificile. Și vom avea acel plan individual și noi vom putea cu toții să măsurăm care este progresul pe care noi îl realizăm pentru ca să ajutăm acel copil și acea familie. Deci, pentru prima dată, noi vom avea un sistem unificat, vom putea să verificăm cât de profesionist, cât de adecvat noi răspundem la nevoile copiilor care se află în situații de risc din Republica Moldova. Spuneam că la sfârșitul anului 2023 erau peste 20.000 de copii în asemenea situații. Pentru a realiza acel management de caz, acel plan individual, cu siguranță avem nevoie și de resurse. Deci noi, împreună cu colegii de la UNICEF, am putut să mobilizăm aproximativ 40 de milioane de lei pentru a oferi acel sprijin familial pentru aproximativ 15.000 de copii care se află în situații de risc. Deci pentru majoritatea copiilor din managementul de caz, noi vom putea să finanțăm o parte din acele măsuri de suport și sprijin care se impun prin managementul de caz. Deci, iarăși, pentru noi este important să ne asigurăm că dacă vrem să facem protecția copiilor ca la carte, trebuie să avem acele investiții în prima linie și asta este angajamentul nostru ferm. Și un alt element foarte important este că pe lângă faptul că noi vom responsabiliza și vom investi în colegii noștri din prima linie, ne vom responsabiliza și noi la nivel de minister și ceea ce urmează noi să facem este că noi în fiecare lună vom evalua progresul în modul în care în întreaga țară evaluăm și progresăm pe protecția copiilor și dacă îmi permiteți, eu am să vă arăt deci un model de raport pe care îl vom examina la nivel de minister în fiecare lună și noi ne vom concentra pe două aspecte. Deci, în primul rând, vorbim de identificarea copiilor. Dacă vă uitați, deci datele sunt pentru luna decembrie din 2023. Și dacă vedeți, avem aici o variație foarte mare între raioane, dacă ne uităm la numărul de copii aflați în situații de risc. Și aici l-am raportat la numărul total de copii din acel raion. Deci ca să putem compara raioanele între ele. Deci media pe țară este 39 de copii aflați în situații de risc la 1000 de copii în general. Deci, numărul total de copii la sfârșitul anului 2023 erau de 20.754. Și putem să vedem, că în Taraclia aveam 115 copii la 1000 de copii, deci 115 copii aflate în situații de risc, când în Ialovenia, Ninoi, Orhei, Dubăsari, 4, 5, 25 în Țean Lunga, Comrat și așa mai departe. Deci este clar pentru noi că există foarte mulți copii în situații de risc pe care sistemul nu-i vede. Da? Și cazul care ne-a șocat pe noi la începutul anului a fost un caz exemplar în acest sens. Deci, primul lucru care urmează să facem este să demarăm mai mult efort pentru a identifica copiii care se află în situații de risc. Și cât nu a părea de straniu și paradoxal, în Republica Moldova, în acest an, datorită reformei Restart, numărul de copii aflați în situații de risc, va crește. El nu va crește în realitate, el va crește pentru că noi, sistemul, va fi mai activ pentru ca să identifice mai mulți copii în situații de risc.
Un alt element foarte important este că noi să măsurăm eficiența intervențiilor noastre pe fiecare raion. Și iarăși aici un indicator este că numărul de copii care sunt plasați în servicii de plasament de tip familial raportat la numărul de copii aflați în plasament planificat. Și iarăși putem să vedem că în unele raioane indicatorul pe care trebuie să-l atingem este 100% și vedem că nu în toate raioanele acest indicator a fost realizat. Sau, spre exemplu, trebuie să ne asigurăm că custodia, care este o formă de protecție pentru copiii care, a căror părinți implicați psihotare sau în afara comunității, iarăși trebuie să fie, avem 100% din copii pentru care este aplicată custodia. Și vedem că în unele raioane 16% doar din copii, în Isporeni 17%, Edineți 19%, deci media pe țară este 48%. Asta înseamnă că noi, în fiecare lună, vom lucra cu fiecare din acele raioane codașă pentru ca să ne asigurăm că mai mulți copii le este introdusă forma de protecție, custodia, pentru ca să ne asigurăm un control și instituirea unor măsuri de protecție acolo dacă este necesar. Deci, pentru noi acest instrument este un instrument de responsabilizare, el va fi făcut public, datele vor fi calculate la interval de fiecare lună și în fiecare lună vom putea să vedem care este progresul pe care îl realizăm în fiecare raion. Pentru că începând înainte de reforma Restart, sistemul era foarte fragmentar. Ministerul făcea politici, legi, iar la nivel de raion, consiliile raionale erau cele care implementau măsuri de protecția copiilor și nu exista o linie foarte clară de responsabilitate. Uite, prin reforma Restart, guvernul își asumă această responsabilitate și noi vom veghea asupra faptului că în fiecare raion, fiecare copil pe care noi putem să-l identificăm, care se află în situații de risc, noi încercăm să venim cu acel suport. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun este că cu siguranță efortul pe care îl demarăm și aceste investiții reprezintă doar începutul unui drum care va fi unul extrem de complicat și lung, dar este un pas extrem de necesar care trebuia să-l facem cu mult timp înainte. Și noi nu trebuie să uităm de faptul că în centrul efortului nostru sunt copiii, dar și familia. Deci noi trebuie să împuternicim familiile, părinții, îngrijitorii, pentru că, în primul rând, ei sunt cei care vor asigura protecția necesară. De aceea, noi vom demara în scurt timp un efort de comunicare și împuternicire a peste 300.000 de familii, 300.000 de familii cu copii, pentru a le explica care sunt cauzele, riscurile, semnele unui copil care se află în situații de risc, care sunt instrumentele pe care pot să le aplice și, foarte important, noi avem un instrument care este administrat de către minister, este telefonul copiilor, 116-111. Am apreciat foarte mult dacă, inclusiv și prin intermediul noastră, am putea să promovăm acest linie telefonică. Anul trecut am avut 4.200 de apeluri telefonice. Cu siguranță, la numărul de copii care se află în situații de risc, în Republica Moldova, numărul de apeluri trebuie să fie mult mai mare. De aceea apelăm și la suportul dumneavoastră pentru ca să promovăm această linie telefonică și colegii noștri din prima linie vor demara un efort substanțial pentru a promova la nivel local acest număr de telefon pentru ca să ne asigurăm că putem să informăm, putem să oferim suportul tuturor celor care au întrebări cu privire la protecția și drepturile copiilor din Republica Moldova. Deci astea sunt intervențiile pe care le propunem, deci vom tripla numărul de specialiști în protecția copiilor, vom introduce sistemul informațional bazat pe management de caz pentru ca să ne asigurăm că intervențiile noastre sunt mult mai profunde, mult mai profesioniste.
Ne vom responsabiliza și la noi la minister, vom avea acele rapoarte lunare prin care vom putea să vedem care sunt raioanele codașe în domeniul protecției copiilor. Vom demara un efort mult mai substanțial pentru a identifica copiii care sunt în situații de risc, dar pe care sistemul nu poate să-i vadă, și vom putea să oferim acel suport familial pentru 15.000 de copii, să ne asigurăm că intervențiile noastre sunt cu impact. Deci asta sunt primele rezultate în cadrul reformei Restart în ceea ce privește protecția copiilor. Săptămâna trecută, vreau să reamintesc, noi am oferit pentru toți colegii noștri din prima linie, inclusiv toți specialiștii în domeniul protecției copiilor pe care i-am angajat, echipamente IT performante, pentru că anume prin intermediul acelor echipamente vor putea să administreze acel management de caz. Acum aș vrea să-i ofer cuvântul bunei mele prietene și vreau să utilizez această oportunitate încă o dată să spun un mare mulțumesc colegilor, prietenilor și partenerilor de la UNICEF cu care am plămădit această reformă, cu care mergem înainte să implementăm aceste măsuri. Și vreau să o rog pe doamna Maha Damaj, care este reprezentantă de țara UNICEF, să vină cu intervenția sa. Maha, te rog. There we go. Okay. Thank you. Thank you very much. Thanks. Thank you, Mr. Buzu. I am honored to join the minister today to announce that children in Moldova will benefit from the support of some 150 additional child protection specialists who will be hired with the backing of UNICEF. Vă mulțumesc, domnule ministru. Vreau să menționez că astăzi mă simt onorată, aflându-mă astăzi aici, să putem anunța că copiii din Republica Moldova vor beneficia de asistență de la încă 150 de specialiști în protecția copilului, care vor fi angajați cu susținere din partea UNICEF. To compliment the minister, when we talk about an efficient child protection system, the most important component is its human resources. While infrastructure, policies, and funding undoubtedly play crucial roles, it is the individuals within the system who ultimately shape its efficacy and impact. Și ca să complementez cele spuse de domnul ministru, aș vrea să adaug că atunci când noi vorbim despre un sistem de protecție a copilului care să fie eficient, cea mai importantă componentă este cea a resurselor umane. Și în timp ce infrastructura, politicile și finanțarea cu siguranță joacă și ele un rol crucial de important, anume persoanele care activează în sistem sunt cele care în cele din urmă și asigură acea eficacitate dorită și impact. Social workers are vital to their communities. However, within the child protection arena, there exists a specialized subset of professionals known as child protection specialists. These individuals possess a unique blend of expertise and experience specifically tailored to the complex needs of vulnerable children and families. Whether they're investigating reports of abuse and neglect or facilitating placements in foster care, child protection specialists are the advocates of children facing the greatest adversity. Lucrătorii sociali sunt într-adevăr cei care joacă un rol vital în comunitățile în care activează. Însă, în ceea ce privește tot spectrul ce ține de protecția copilului, există un nivel de profesioniști specializat care sunt acești specialiști în protecția copilului. Aceste persoane dețin o combinație de cunoștințe și de experiență care le permite să răspundă, să abordeze acele necesități complexe ale copiilor vulnerabili și ale familiilor vulnerabile. Fie că aceștia investigează denunțuri de abuz sau de neglijare, fie că aceștia facilitează plasarea copilului în asistență parentală profesionistă, specialiștii în protecția copilului sunt acei apărători ai copiilor care se găsesc în cele mai dificile situații. Social workers and child protection specialists navigate complex legal and ethical dilemmas, often under intense scrutiny and, as the minister mentioned, with limited resources. De multe ori, lucrătorii sociali și specialiștii în protecția copilului sunt cei care trebuie să facă față la complexe dileme de ordin juridic și de ordin etic și, într-adevăr, așa cum a zis domnul ministru, de multe ori se confruntă cu o analiză foarte apropiată a acțiunilor lor și cu resurse limitate de acțiune.
I would like to express UNICEF's recognition and respect for all the work done by the social workers and child protection specialists and by their continuous commitment to help children, including refugee children. Aș dori să exprim în numele UNICEF recunoștința și recunoașterea respectului practic pentru munca pe care o fac lucrătorii sociali și specialiștii în protecția copilului și să-mi exprim recunoștința pentru angajamentul continuu de care dau dovadă pentru a ajuta pe copii, inclusiv pe copiii refugiați. At the same time, we must admit that there is an urgent need not only to value, but to also invest into the social workforce of Moldova. The helpers need help themselves. Totodată, trebuie să recunoaștem că există și această necesitate urgentă, stringentă, nu doar să-i prețuim pe cei care lucrează în domeniul social, dar și să investim în aceștia. Iar cei care ajută au și ei la rândul lor nevoie de ajutor. This is a priority for the Ministry of Labour and Social Protection, and UNICEF is proud to stand alongside the Ministry in support of this agenda. Aceasta este o prioritate a Ministerului Muncii și Protecției Sociale, iar UNICEF este mândru să poată fi alături de Minister în ceea ce și-a propus. As part of our current collaboration and memorandum of understanding signed with the Ministry since 2022, UNICEF is committed to continue its investment to strengthen the child protection system, to support the most vulnerable children and their families, including refugee children and their caregivers. În contextul colaborării noastre actuale și a memorandumului de înțelegere semnat de Minister și UNICEF în 2022, UNICEF continuă să fie angajată în a continua să facă investiții în consolidarea sistemului de protecție a copilului pentru a susține cei mai vulnerabili copii și pe familiile acestora, inclusiv copiii refugiați și îngrijitorii acestora. As such, UNICEF supports the recruitment process and the activity of child protection specialists who will operate at the community level, but will also invest an additional $3 million to support the spectrum of child protection services, including family support services for vulnerable families and children at risk, and foster care for children separated from their parents. Astfel, UNICEF susține procesul de recrutare, angajare și activitatea specialiștilor în protecția copilului, care vor activa la nivel de comunitate. Totodată, însă, UNICEF va investi suplimentar $3 million pentru susținerea tuturor serviciilor de protecție a copilului, inclusiv în ceea ce privește serviciile de tip familial pentru familiile vulnerabile și pentru copii în situații de risc, precum și serviciile de tip asistență parentală profesionistă pentru copiii care sunt separați de părinții lor. In the larger context of Moldova's commitment to European integration, we pledge our continued support to strengthening the child protection system in accordance with European standards and in line with the EU acquis. Totodată, în contextul mai amplu al angajamentului Republicii Moldova de a se integra în Uniunea Europeană, noi ne angajăm să continuăm să oferim asistență pentru fortificarea sistemului de protecție a copilului în conformitate cu standardele europene și în conformitate cu acquis-ul comunitar al Uniunii Europene. We must all contribute to the development of a child protection system that plays a stronger role in preventing situations of risk for children and families, while minimizing critical situations to the greatest extent possible. Noi cu toții trebuie să contribuim la dezvoltarea unui sistem de protecție a copilului care are un rol mai puternic în prevenirea situațiilor de risc, atât pentru copii cât și pentru familiile acestora, totodată reducând situațiile critice în măsura cea mai mare posibilă. And today we call on all interested parties, and the media is a very important stakeholder here, to join us in this mission, to support children's rights and create a world where every child grows up in a family and a safe environment. Mulțumesc. Sorry. Iar astăzi venim cu un apel către toate părțile interesate și că
într-adevăr, noi tot timpul spunem că copiii sunt, avem tot ce e mai scump și de multe ori intervențiile noastre arată cu totul diferit de ceea ce spunem și de valorile pe care noi le propagăm. Și, în esență, cum am zis, miza, obiectivul reformei de stat, asta a fost. Copiii Republicii Moldova merită cel mai bun și asta înseamnă atât intervenții profesioniste și adecvate atunci când un copil și o familie cu copii se află în situații dificile și în situații de risc. Și apreciez foarte mult prietenia și parteneriatul pe care îl aveam. Eu sunt sigur, chiar dacă calea pe care mergem este una dificilă și lungă, în final, într-adevăr, fiecare copil din Republica Moldova trebuie să se simtă protejat. Trebuie să se simtă că cineva este în spatele său și vreau să asigur că echipa Ministerului, echipa UNICEF și echipa Parlamentului are acest angajament ferm pentru fiecare copil din țara noastră. Acum vreau să-i ofer cuvântul Marinei Morozova, deputată în Parlamentul Republicii Moldova și vicepreședinta Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie. Marina. Bună ziua! Într-adevăr, Republica Moldova trebuie să fie țara în care fiecare copil să se simtă în siguranță. Aș vrea să-i mulțumesc ministrului Buzu și întregii echipe de la Minister pentru eforturile considerabile de reformare a sistemului de asistență socială. Vreau să mulțumesc pentru determinarea de a colabora și de a găsi soluții care nu întotdeauna este ușor de găsit, suportul partenerilor pentru a angaja mai mulți specialiști în protecția copilului. Din păcate, la moment avem mulți copii invizibili pentru sistem, în mare parte din lipsa resurselor umane, care ar trebui să poată să ajungă la fiecare copil și familie unde este un copil aflat în situație de risc. Cum s-a menționat, la moment avem 46 de specialiști în toată țara. Este foarte puțin, iar un număr prea mic pentru a ajunge chiar și la jumătate din familiile care au nevoie de suport. Aducem toată aprecierea echipei UNICEF Moldova pentru suportul de a avea 150 de specialiști. Majoritatea din acești specialiști vor fi cu experiență de educatori, profesori, persoane care au avut tangență și experiență de a lucra cu copiii. Și numărul acesta, cum a spus și domnul ministru, trebuie să crească până în 2026, până la 300 de specialiști. Asta ne dorim și asta este obiectivul nostru comun. Sunt sigură că un număr mai mare de specialiști în protecția copilului va asigura mai multă grijă față de copiii noștri. Iar fiecare caz în care un copil este într-o situație dificilă, trebuie să fie cunoscut și să se intervină la timp. Din păcate, de-a lungul timpului am auzit prea multe cazuri extrem de triste, în care minorii au fost victimele ale violului, a violenței în familie, fete care au născut prea devreme și au fost victimele a consumului de alcool sau de droguri. Astăzi ține de noi toți să vedem ce barcă construim pentru copiii noștri. Avem nevoie de o barcă sigură, solidă, în care fiecare copil să se simtă protejat. O barcă sigură pentru toate fetele de 10 ani care se uită în jur și se întreabă: ce se va întâmpla cu mine? Voi naviga în siguranță fără să rămân însărcinată? Sau îmi opresc școala? Ce fac eu?
și ce facem noi, toți maturii, pentru copiii noștri. Munca tuturor trebuie să fie să ofere o barcă de siguranță tuturor copiilor noștri din Republica Moldova. Dragă Maha, domnule ministru, eu vă mulțumesc tare mult pentru târzenia cu care am început prin reforma Restart și eu sunt sigură că fiecare copil din țara noastră va fi protejat. În Parlament continuăm să oferim tot sprijinul necesar colegilor din minister, partenerilor, pentru a oferi soluții și, în special, colegilor din teritorii, pentru a continua reforma Restart și a oferi cetățenilor noștri mai multe servicii calitative sociale. Și pentru că ținem foarte mult la familiile copii, vreau să spun că în ultimii 2 ani am avut un set de măsuri care au venit să ajute părinții copii și aici vreau să menționez că s-a dublat indemnizația de unică la naștere la 20.000 de lei. Fiecare copil din Republica Moldova primește 1.000 de lei până la vârsta de 2 ani. Iar mai nou am dezvoltat Fondul Național de Creșe, care ajută grădinițele să deschidă grupe de creșe pentru copiii mici, de la cu vârsta un an și 3 ani, ca să ajutăm părinții să ofere copiilor lor servicii de calitate, iar ei să poată să revină la muncă cât mai devreme pentru a oferi familiei venituri mai mari. Reiterez încă o dată angajamentul meu și a colegilor din Parlament pentru a susține familiile cu copii și a fi uniți împreună pentru a asigura suportul necesar tuturor copiilor din Republica Moldova. Mulțumesc! Mersi mult! Eu doar am să închei în faptul că recent am avut o întâlnire bilaterală cu ministra Muncii și Protecției Sociale din Finlanda. Și citisem undeva că Finlanda este țara în care este cel mai bine să fii copil din toate țările. Și am spus, doamne ministre, că este un obiectiv pe care ne-l asumăm și noi. Poate noi nu o să fim țara numărul 1, dar printre primii asta este un obiectiv pe care îl avem. Pentru că, încă o dată, repet, toți copiii din Republica Moldova nu merită ceva mai puțin decât să fie Republica Moldova să fie țara în care este cel mai bine să fie copil. Asta fiind spuse, suntem gata să răspundem la întrebările noastre dacă le aveți. Am mulțumit. Da. Da. Dar acel obiectiv de 300 de specialiști care este nevoie a fi atins mai devreme decât 2026? Noi nu mergem doar pe efortul de a angaja. Pentru că dacă angajezi persoane, dar nu le dai instrumentarul necesar. Deci, paralel, pentru aceste persoane avem un program complex de formare. Ei vor avea acces la sistemul informațional care este gata. Deci, noi am finalizat etapa de pilotare. Deci vom avea în complex acele măsuri, vedem cum funcționează, cum putem să gestionăm această resursă cât mai eficient posibil. Noi suntem în continuare în căutarea resurselor adiționale. Vreau să vă asigur că și efortul ăsta de a recruta 150 de specialiști a fost unul extrem de complicat, pentru că cu toții cunoaștem, munca este destul de responsabilă, este complicată și cu toții ne confruntăm cu o penurie de resurse umane în Republica Moldova. Dar sunt sigur că noi vom putea să atingem acel obiectiv de 300 de specialiști eficienți mult mai devreme. Dar acum vrem să ne concentrăm pe instruire, deci trebuie să facem această inserție în comunitate cât mai curând posibil,
pentru că noi vorbim, cel puțin acum, de peste 20.000 de copii care se află în situații de risc. Deci fiecare zi în care acei copii nu au acces la un specialist bine format, este o zi care poate să ne coste destul de mult. Și pentru noi acest lucru este înțeles destul de acut. Deci noi în continuare vom mobiliza acele resurse necesare pentru ca să asigurăm acea protecție minimă. Deci sistemul informațional este finalizat, noi l-am pilotat în 4 raioane. Acum urmează să ajustăm, să facem ultimele îmbunătățiri și pentru noi scopul este că până la sfârșit de an, nu doar cazurile în care avem copii în situații de risc, dar toate serviciile, spre exemplu ajutorul social, servicii sociale, toate vor fi puse pe management de caz într-un sistem informațional pentru ca să înțelegem care este parcursul unui beneficiar în procesul de intervenție, care este impactul și cu siguranță vom putea să învățăm mult mai multe. Deci noi acum ne uităm pe cifre și noi nu înțelegem, spre exemplu, de ce în raionul X avem atât copii în situație de risc, iar în raionul Y, care are o populație mult mai mare de copii, numărul de copii în situații de risc este mult mai mic. Și noi nu cunoaștem. Deci, după mine, asta este o situație periculoasă pe care noi trebuie să o clarificăm. Pentru că dacă există anumite raioane, codașe, anumite comunități în care există copii, dar noi nu-i vedem, deci asta înseamnă că acei copii nu beneficiază de minim nivel de intervenție și protecție. Da, deci ne va da un tablou atât pe numărul de copii, cât mai aproape de realitate, dar foarte important, eficiența. Deci, ce înseamnă că noi înțelegem, ca sistem, ca minister, ca guvern, că noi avem în comunitatea X, pe adresa Y, un copil, o copilă, în situații de risc. Ce facem noi? A trecut o lună. Acel copil merge la școală. Acel copil are o alimentație adecvată. Acel copil s-a vaccinat, a beneficiat de servicii medicale sau nu? Deci locul, familia, este un loc sigur sau nu? Deci asta vrem noi să ne asigurăm prin acel sistem de management de caz. Și cu siguranță cifrele și rezultatele vor fi extrem de grave la început, pentru că încă o dată spunem, noi nu cunoaștem numărul adecvat și situația reală. Deci noi ca și societate și de cel mai multe ori ca și guvern, din păcate, noi aflăm de situația reală a copilului când cazuri dramatice, tragice, sparg această tăcere și nepăsare. Da? Deci avem un caz, al doilea, și pe urmă vedem, uite, nu l-am văzut, nu am observat, nu am intervenit la timp. De ce? Pentru că colegii mei din prima linie se ocupă de compensații, de ajutorul social, de servicii sociale și mai departe. Deci nu poți face față la atâtea cazuri. Da? Deci în Republica Moldova avem cel puțin 33.000 de copii pentru care părinții au plecat psihotare sau în afara comunității. Deci acești copii trebuie să aibă o formă de protecție. Asta înseamnă că trebuie să ai contact cu ei permanent. Cine să facă lucrul ăsta? Deci asta noi construim acum. Noi construim acel sistem care să fac față la numărul de copii care se află fără ocrotire părintească sau sunt în situații de risc. Bună ziua, Diana, am început de interesează dacă acești angajați deja identificați care urmează sau unde urmează și care să. Deci, noi am identificat și am angajat majoritatea dintre ei, deci urmează să mai angajăm cred că 40, deci 130, da, deci 120 deja au fost identificați, am semnat contracte, am evaluat profilul acelei persoane, am discutat cu ei, acum aceste persoane participă la un program de instruire, următoarele 30, sperăm noi până la sfârșitul lunii, vor fi identificate și vor fi angajate.
Salariul în domeniul asistenței sociale este destul de mic. Pentru o persoană, un asistent social, un specialist în protecția copilului cu studii superioare, salariul este de 6.800-7.200 de lei net. Deci, noi am încercat să mobilizăm resurse în luna decembrie până în luna martie. Toți colegii mei din domeniul asistenței sociale au primit plată unică de 5.000 de lei dacă aceștia activau pe normă de plină. Deci am încercat să mobilizăm aceste resurse. Avem și asistenți parentali profesioniști prin intermediul programului pe care îl avem împreună cu colegii la UNICEF. Aceștia vor primi un adaus lunar de 1.000 de lei net la salariul pe care îl au, pentru că este o muncă extrem de dificilă și noi vrem să încurajăm cât mai multe persoane să devină asistenți parentali profesioniști. Și în cazul copilului de 11 ani, interesează ce au făcut autoritățile până acum și dacă continuă să țin contact cu ea și să monitorizeze ce s-a întreprins, psihologii au specialiști din cadrul ministerului. Eu, dacă îmi permiteți, o să evit să expun detalii. Ceea ce vreau să spun este că acum am încercat să mobilizăm servicii specializate și să monitorizăm mult mai îndeaproape acest caz. Mai multe detalii, din păcate, nu vreau să vă spun. Trebuie să fim foarte prudenți când vorbim de cazuri specifice pentru a evita revictimizarea, marginalizarea și stigmatizarea copiilor. Dar, iarăși, acest caz șocant a fost ca un hârtie de turnesol, pentru că noi am investigat tot parcursul, ce au făcut și ce n-au făcut colegii noștri din prima linie și, de fapt, era de... cât de banal n-ar suna, deci... asemenea cazuri se întâmplă atunci când un sistem este neglijat și este lipsit de investiții cu anii. Da? Pentru că noi vorbim protecția copilului, aprobăm un plan, aprobăm o lege, dar investițiile în prima linie, ele întârzie să apară. Și o asemenea atitudine este una lașă pe care eu ca și ministru mi-am asumat-o și care noi am zis că nu putem să continuăm în asemenea mod. Deci dacă noi într-adevăr vrem să întoarcem pagina, deci trebuie să ne asumăm mai multe investiții, trebuie să responsabilizăm colegii noștri din prima linie, dar și noi, prin instrumentul pe care vă l-am prezentat, lunar, ne vom așeza cu picioarele pe pământ și o să identificăm care sunt raioanele codașe, să înțelegem de ce acolo intervențiile nu sunt mai eficiente, mult mai rapide. Și atunci o să încercăm să mobilizăm resurse, să mobilizăm expertiză, să venim cu suportul necesar pentru ca să accelerăm acel efort minim care se impune. Dar cazul este în continuare monitorizat sau cum e asistența? Deci este monitorizat pentru că cazul dat este considerat unul excepțional și atunci sunt declanșate mai multe procese pe intern prin care, da, este oferit suport, monitorizare și așa mai departe. Mersi foarte mult. Încă o dată vă îndemn să promovăm telefonul copilului cât mai intens posibil. O zi bună!